Bună ziua! Astăzi am să vă arăt acest termostat de la Salus și cum se leagă la orice centrală sau orice model de sistem de încălzire aveți. Acest termostat a fost cumpărat de această companie într-o cantitate foarte mare, de aceea au alt nume pus, dar puteți să vedeți aici semnul Salus. Avem cablurile care, după cum vedeți, sunt făcute ca să nu se împrăștie lințele. Am făcut și noi alea de fabrică, da? Așa, și am făcut și noi cablul nostru, uitați-l aici, cu acestea și cu această unealtă. Se ajustează singură în funcție de mărimea cablului. Acest metal care se pune ca să țină cablul împreună, nici sunt mai mici, sunt mai mari, în funcție. Acest tester ne va arăta continuitatea și volții care avem nevoie pentru fiecare sistem în parte. Acum, dacă întoarcem receiver-ul, avem patru fire care de obicei intră, două iasă. De nefericire, acest model de la Salus nu are pământare. Deci, aici e neutru, nulu, elu, linia sau life sau fază. Totdeauna de fabrică maro e faza, neutru, neutralul e albastru, comunul ce înseamnă? Comunul înseamnă că ce intră pe acel port iasă pe partea altă, NO. NO înseamnă normal open. Normal open, adică în momentul în care termostatul are flacără pe ecran și cere să fie încălzit acea cameră, acea casă, acel nivel, depinde cum e montat fiecare. Acum să trecem la partea cu conectatul. După cum vedeți, am legat N-ul la N, L-ul la L. Nu există nicio liță afară, nu există nimic. E perfect, să spunem așa. După care o să introducem acest cablu. Pentru orice centrală normală, am să vă arăt cum e volt free, adică ce intra aia iasă la aceste modele. O să punem un fir la comun, care e intrarea de la room termostat, și un fir la normal open o care iasă din termostat către centrală. În acest moment avem curent. După cum se vede, avem curent, da? Aici nu e absolut nimic, pentru că e volt free. Noi ce facem? Avem acest tester care folosește reticii, în care putem folosi aceste două fire. Să le testăm dacă au continuitate momentan. Momentan nu avem nicio continuitate. După cum vedeți, dacă atingem testerul, sau din bip, da? Și nu arată nimic la volți. În momentul în care nu arată nimic la volți, înseamnă că e volt free. Acum, dacă îl încarc în invers, termostatul a receiver-ul, după cum vedeți, e on. On, off. Îl punem on și o să introducem bateriile în acest termostat. Prima baterie, plusul în față, și a doua urmează invers. De menționat, acest termostat l-am dat jos și am montat altceva pentru că nu a mai funcționat corect. Nu știu dacă va funcționa acum, ce facem, puteți să încercăm. În momentul când apăsați săgeata în sus, da, gradele va trebui să crească. În momentul în care ați setat gradele, momentan îl pun la 30, cu toate că nu avem nevoie de 30, avem această flacără. Și acest bec va deveni verde. Bun. Să testăm încă o dată aceste fire. Deci, aceste două sunt ieșirile care merg la centrală. După cum vedeți, nu avem curent 240, e volt free. Adică poate fi conectat aceste două fire în loc de orice termostat. Ăsta e volt free. Să fim siguri, da, acest e volt free,
și că nu se va întâmpla nimic la central, cum de exemplu Ariston sau Wiesmann 050, da? Avem doar continuitate, deci doar pulpe. Momentan ar trebui să avem niște creme. Da, nu apare niciun vol, nu apare nimic. Momentan. Trebuie să încerc să văd dacă pot să reușesc să fac altă treabă, să vă arăt cum funcționează mai simplu. Să fie mai simplu, am pus acești bloc conector. Deci el e on, termostatul e on, cere căldură, după cum vedeți. Acum, în momentul în care eu am să ating cu acest negru aici, o să ne arate că avem doar contact. Cred că ar trebui să-l înșurubez. Am să îl înșurubez acolo, pentru că următoarea conecție va trebui să fie pentru 230 și vrem să fie sigur că tot e ok. Deci acum l-am strâns aici și dacă atingem cu negru firul albastru, avem doar continuitatea de el. Acum am să fac legăturile. Dacă aveți nevoie să comandați o pompă sau oriceva la 230, o să vă arăt un alt sistem de a lega acest receiver, dar va trebui să-l scoatem de priză. Deci o să folosim acest fir, o să îndoim și o să îl punem între el și comun aici. Ok, deci l-am pus aici, acum îi vom da curent. În acest moment avem 220, 230 în funcție de fiecare. Deci aici avem curent, da? Comun avem curent. În momentul când acest termostat va fi on, va cere flacără, firul cel albastru va ieși 230. Deci momentan nu avem nimic, absolut nimic. Ok, hai să încercăm să punem acest termostat jos prima dată, după care ridicăm înapoi sus să fac contactul. Și am să vă arăt pe acest tester că e 220, nu mai e wall free. În momentul când nu mai e wall free, trebuie să citiți foarte mare și cu atenție ce centrale puteți să folosiți, dacă e centrală combi. Multe din noile centrale vor accepta doar wall free, nu vor mai accepta puterea maximă. Să mă încerc o dată, după cum ziceam. Aceste modele de sală sunt majoritatea care le-am schimbat. Acesta este unul care când merge, când nu mai merge. L-am resetat, i-am făcut și nu i-am făcut. Nu merg, nu mai merg. Cine spune că mai are 5 ani garanție, m-aș bucura să văd unul care a fost înlocuit sub garanție. Până acum, în ața ani de zile, nu am avut unul. Încercăm încă o dată. O să vedem dacă vrea de data asta, în cazul care nu vrea, sincer, să reseteze și să continue video după. Nu cred că vrea. Am să revin. Ok, în sfârșit, după câteva încercări, am reușit să-l facem, nu o să meargă. Acum, acest fir albastru, veți vedea curent. Deci 230. În momentul acesta, da, puteți folosi acest circuit pentru fază la pompe, la ce aveți nevoie. Avem curent aici. Acum trebuie să ne spună cât avem. Încerc să văd. Nu face bine contact. Încerc să reglez pe acesta. După cum vedeți, avem 2,40. Acest tester ne spune că avem curent mare. Cum îl testăm? Ținem pe neutru, aceea e faza. În momentul acesta ne arată 2,41. Deci asta înseamnă
2,30, 2,20, 2,40, fiecare cât e nevoie. În momentul acesta s-a cuplat, e pericol de a lucra la curent cu curentul pornit. O să-l oprim și am să vă arăt într-o centrală cum se leagă acest termostat. De exemplu, avem aici o carte pentru centrale bailante. Deci termostatul nostru, în primul lucru, cum se leagă normal cu două fire, unul la comun și unul la NO, se poate lega aici la 24 V. Se scoate link-ul aici, se leagă comunul și NO aici, la orice model de violant. Să încercăm alt model. Cam așa arată o placă nouă dintr-o centrală violant. Deci va fi legat aici la 1 și 2 comunul și normal open, da? Aici. Dacă aveți această mufă, se poate lega pe 2,30 exact cu un singur fir, cum e acolo. Dacă nu, folosiți, scoateți linkul de la 24 și se leagă aici.